Salutăm oameni buni și bine ați venit la un nou video cu retro drafturi la FIFA 22 și FIFA 23 Posibil pentru ultima dată, data trecută când am făcut retro drafturi, acum un an Am făcut la mai multe variante de FIFA care încă aveau serverele deschise Acestea s-au închis și au rămas numai FIFA 22 și 23 dar uh, pare că se vor închide și serverele la aceste jocuri, probabil sunt obligații de la ei sport să o facă după ce au pierdut licența FIFA, deci nu o să mai avem acces la Ultimate team -ul de pe toate aceste ediții de FIFA, cu siguranță finalul a ceea ce a semnat seria FIFA, cel puțin online. Iată aici la FIFA 22, unde cum am intrat spune că pe 4 noiembrie se ghide tot ce ține de mediul online, inclusiv Ultimate Team-ul. Noi o să mai putem intra pe Ultimate Team. Sper să mai am coins acolo. Iată FIFA 22. Amintiri mari din cadrul toate, tuturor acestor jocuri. FIFA toate au avut momentele lor. Și pentru ultima dată facem retro drafturi. Like acolo, mă! Like pentru tot ce a semnat um seria asta FIFA, dacă ați mai urmărit Drafter pe parcursul edițiilor pe acest canal, iată, am 750 de mii rămași, eram pe bogăție rău la 22. Cred că a fost unul dintre jocurile cel mai de succes pentru mine, întrucât iată și ce echipă aveam cu Ronaldo Grasu, care mi-a picat atunci de acel pachet faimos, de am nebunit când l-am văzut. Plus cu Lewandowski 99, Neymar toți, m-am bine de tot. O să ne băgăm la single draft, că la online draft aveam deja unul, dar probabil că n-am putut să-l joc. Mamă, cu Messi Team of the Season, cu Mbappé, inform de la PSG. Hai să vedem cine este. Facem uh, un draft aici și un draft la FIFA 23, ca asta ar fi planul. Și vom vedea cum ies aceste echipe. N-am mai intrat aici de anul trecut, de când am făcut retro draft în fiecare FIFA. Și să luăm 4-3-2-1, am putea să facem asta sistemul de astăzi. Cred că ești la 22 l la jucat, sincer să fiu. Mamă, da. Aici s-ar putea să fie problema încă era vechiul sistem de chem. Asta e foarte bine, frumos. La cazet și Russell. Mamă, dacă cum arătau cardurile, ce diferență. Nu mi să cred. Pare foarte diferit și nu mă așteptam să mi se pare așa. Hoa, din atale 97. Era bestie asta, iată, Hero Shape Shifter. Și acum a primit varianta Hero de top, că a intrat footage -ul. Foarte puternic. Dar și atunci din tale, iată, ajunsese la nivelul ăsta astronomic Cu Neymar 93 și Gio Reina, Tot uh, din promoția Shape Shifters Și aș mai aștepta la Neymar Care cred că poate să apară cu o variantă mai bună Dar e la KZ de Arsenal acolo Dacă ăsta am văzut că joacă ultimul lui turneu cu Franța La jocurile olimpice acum în 2024 Nu știu dacă vom... Uh, zări jucători din ăștia interesanți. Hai să ne facem primul 11 Că mă cam arunc Jude de la Dortmund Și De Bruyne Team of the Year Dar e Jude Team of the Season Care are linkul verde cu Reina Era foarte important linkul verde Deci mai trebuie doar un simplu link lui Reina Să aibă full um, Ar fi necesar un că puteți ca sau un icon Dacă când văd că nu prea erau Banega ca care nu ne așa de tare Dar o să luăm așa pentru ce înseamnă ratingul ul a echipei Să încercăm să facem măcar 1, 193 Că încă era cu sutica la chem Așa da Caput, da, hood. uite, da, hud e foarte important pentru chem Două linkuri verzi Deci cei de la Dortmund stau liniștiți în triunghiul verde Tot vreau de tot Așa va chimi Mamă Așa va chimi care Din nou, iată, cei jucători nu aveau alte poziții Eu tot căutam alte posturi dar nu era așa, de deja am uitat de chestia asta Dar și din tale n-are chem? Oh, Dias, team of the year, mă, bubuială Sanchez, Jimenez, Jimenez era Fantasy Ok, Kimpembe, clar îl luăm pe Dias uh, stați e că din atare nu dă chem nimănui Deci e dubios rău de tot Cred că doar pe seria Hero A atunci nu era o variantă care să te ajute atât de tare Hernandez, Nair, și Romero Cred că Hernandez e ok Hernandez are un link de asta Portocaliu cu Jude Și mai Grimaldo stânga, Luke show. Ne-ar fi ajutat ceva de la City, așa poate să luăm pe Davis Hai să luăm pe Davis să avem și niște chem Avem doar 68, avem până la sutică destul de mult Uite că e Stefan, îl aștept pe Diaz pe de altă parte e rău pentru francez acolo, pentru Hernandez. Dar hai să luăm pe american. 93 la rating pentru echipă. Oh, Coman, Goresca și Rudiger. Monstrul. Cum cool să mergem noi aici? Rudiger, nu știu dacă funcționează atât de bine. Goresca e bun. German, putem să facem o combinație pe aici. Da, e foarte potrivit. Uh, am așteptat poate un englez. Acolo la Jude. Momentan Goresca l-aște pe Hernandez partea de Bundesliga, nu mai așteptam totuși să facem draft de Bundesliga. Ne trebuie mijlocaș central de la City, era bun acum de brune. Pepe, vârf! Mamă, îi dă dus la vârf Pepe. Mukhtar, german, dar nu o să intre. La noi în echipă, intrat pe lui acolo dacă mai aveam alți germani. Oricum Pepe, și shifter vârf. Faptul că Pepe încă e actual, e senzațional. Totuși, am văzut, l -am văzut și live-ul ăsta, foarte mulțumit de chestia aia. Mamă, Alan! Mamă, Alan era un jucător important, mai este rican, dar e Nu Nu o să se atât de tare, l-o Nu știu cum facem cu Hakimi acum că stau să mă gândesc Ana la dia și nu poate să-l punem pe Hakimi pe bancă Apare Frimpong care era Team of the Season și atunci la Leverkusen Am uitat de chestia asta L A luat toți și în 2022 Pe bune, Neymar, Leao, Diaby Frimpong tot așa nu e din nici uh, nișa asta Am putea să luăm pe Neymar Hai să luăm pe Neymar Să fie Dar nu ne-a venit uh, jucători mari deloc Doar din Natale Terie Capa Uite Jozelu Era la la vești Wow uh, Bucai sa saca Avea for doar de 85 Îl pe acest francez Hai mă, ne, mai vine ceva Pa, Pușcă. și în sfârșit un icon Cu de rar era un icon Gervinio Di Maria de PSG, uluitor. Salah era și atunci bestial. O să luăm pe Ferenc Pușca și uh, pe care o punem acolo. Ne ajută tare de tot. Ferenc Icon Moments. Alan e în plus. Este în plus Hakimi. Trebuie să facem full cumva. Right back. E Johnny. Uite pe Johnny de la Wolves. Trebuie să luăm pe Johnny. Johnny ne ajută. 97 așa. E problemă la Dinatale. Asta e foarte ciudat. Corona din natale nici n-avem ce să facem, dacă-l punem pe la cazet nu ne ajută Nu înțeleg cum n-are din atale chem E foarte dubios Smith rău, am rabat Oscar Da, Smith rău Nu știu dacă mai vine ceva, mai e un fundaș aici? Un portar poate să ne mai vină Mai e Florenții, hermoso Cam atât Florenții de acolo, încă un goalkeeper, am rămas cu portar foarte prost Mai vine Ramsdale Dar n-avem ce să facem cu ăștia o să fie clar Stefan O, wow, dar ratingul e slav, rău Și îl mai dă pe Son abri Fernando Lungi pe Son Mi-a ieșit cam prost draft Asta antrenorul s-ar putea să ne mai ridice puțin Dar nu extrem de mult Și mai facem unul la 22 Pentru că, sincer, îmi pare rău să las lucrurile așa Ultimul meu draft La ediția asta îți vie de 92 fără full chem Hai să mai facem unul, repede, repede Antrenorii Oare bustează ceva? Aparent nu. Uh, un plus 1 primim la Johnny din partea antrenorului spaniol. 98 chem. Nu trebuiau toți să fie în full ca să ai full. Am făcut full-ul, ia uite, bă, pe la l-am făcut. L-am băgat pe la cazeta acolo cu Smith care dă link verde, am unde câte 6. Și restul au full Goresca care dă lui Hernandez. Deci, per total, în final, am făcut 192. Deci, full-ul tot l-am scos, că n-ai voie să nu, 192. Dar mai vreau să fac o echipă. Hai să mai facem o echipă aici la 22. Mamă, cum arătat gazonul. Dar îmi place cum se ca mingea. Nu, era un joc rău. Mamă, fa 22. Belea a fost. Păcat că se echid serverele, gata. Dar pentru că o pierdut licența, să că la fel este și la 23. Nu cred că avea sens să închid de la 22 serverele acum. Și rămân cu 700 de mine folosiți. Aiurea! Să încercăm să cumpărăm ceva de pe market. Nu știu ce să facem. Sunt coins pe care nu se folosesc niciodată. Sau poate face un maraton. Cine se poate face un maraton de retro drafturi? Pe vreun live ceva, că înainte se închidă. Este un 4-1-2-1-2 și 4-3-3 holding. Hai să facem și un 4-3-3. Puteam să luăm 4-1-2-1-2, dar deja am făcut cu jucători în centru și vine Gino la ho -ho! 98, dar cu ăsta sunt jucătorii Heroes, va fi greu cu chemul, doar să ne dea pe Premier League. Mai vedem. Sunt stânga, uite, link verde, ok, am înțeles. Fati, în schimb, are link. Europa League de la Barcelona. Cele mai grele vremuri pentru Barça pe atunci. Sonaldo cu Și pe partea dreaptă, Berardi, team of the season. Da, Berardi a rupt an de an, nu știu cum de nu s-a transferat. Era acolo Jorginho, team of the year, l-am avut și în echipa mea, picase băiatul ăsta. Un an stelar pentru el. Și după aia a câștigat De fapt a câștigat atunci tot ce se putea Și cu Italia A fost pe acolo foarte sus 2022 După aia s-a stins repede Veratin care era la PSG Renato la Lille João Paul Van de cred că e mai important Trebuie să facem și chemul E groasă cu Berardi, nu știu cum facem Îl dă și pe color, Dar nu merg jucătorii ăștia Rodri ar funcționa sau Fred da, Fred că e brazilian, are și 91 Hai să-l alegem pe Fredica Facem echipa echipă prem Cam sec așa, dar Gomez Cred că și cu Berard din atata chem Tot o să avem full dacă facem full prem Virgil de 93 Nu s-au schimbat așa multe da. Van Dijk, Son N-a trecut extrem de mult timp Closterman ar fi mers, dar așa hai să luăm pe Sanchez Dacă luam pe Kohler, poate luam pe Closterman Stânga uno, bravo și cu Robertson Hai Robertson era în poartă Portar din Premier League, Nick Pope acolo, Loris Da, Loris bombo, 193 direct Putem să luăm doar după rating de aici Loris avea Captain Care acum uh, e spre retragere și el Lewandowski De la Bayern Velea Robert Lewandowski El mai aruncă pe Fekir fiind un camar, ar putea trece și pe ce și să aibă niște chem, deci noi mai putem băga niște jucători. Ce drept cam avem echipă. Wow, vine avem un de doar 85 și la ce nivel vine acum de poate fi balonul de aur. Cu Rodrigo care avea 79, du-te frate de aici. Și sunt luăm pe Vinicius Junior. Doar 85. E fail. Uh, Sane. Dembele la Barcelona. Carvajal. Tot era Carvajal, Walker. Ăștia sunt ca vinul De Dalot godalot Da, doar pe Berardi dacă e să scoatem Dar deja avem full Wow, Marcos fac și cante Cante de 98, tregele Clar, luăm pe golo Cante, îl băgăm acolo direct Po, bestie golo Ce card bubuial a avut aici Și încă a, a rupt și la acest capet european. 194. Ba, dacă am face 194, e foarte rar aici 194. David Silva. Bă, dacă îl menținem, suntem tare de tot. Vedem totuși doi jucători de 98, Gino și Cante. Și apărare solidă de Joe Gomez ne mai trage în jos. Nu știu dacă avem ce să-i facem lui. Cu Zacaria scade, cu Lewandowski sigur rămâne. Da, da. Doar să ne are 90. Doar să dea un fundaj de dreapta bun rău de tot, dar nu se întâmplă, e clar. Collins De asta n-am mai auzit Chris deci James e tot acolo, nu prea contează no, Dar 193 e tot mai bine Uite-l pe Sosa Wow, Botman 79 uh, Hai să luăm pe Botman Mai avem de aici un mijlocaș Petit, Laudrup, Rican Super Petit e foarte bun Este și Silas Dar hai să luăm pe Petit să nu facem prea multe Tot așa acolo Chem okay, avem Iar aici mai vine un portar Manu Neuer oh, Picăm cu Neuer la 192 Nu o bot mai ne devină Și dacă îl băgăm și pe Doni Van de Beek Cu siguranță Aia uite nu N-aveam cum să ne avem Cante și Jinola la perlele Ăsta a fost cu Jorginio Team of the Year Mai aveam și un David Silva Dar pe Jorginio îl putem pune acolo Iată Berardi are 7 puncte nu știu, nu m-am gândit la asta până acum, nu știu ce am păzit. Treaba e că n-am primit niciun fundaj de apta interesant. Nimic în plus. nimic ce am putea face, dar într-adevăr și Orginiu uite, dar... era, era logic. Nu știu, am dormit puțin pe mine aici. Iar antrenorii nu prea ne ajută. Cine n-ar avea? Cante are care numai linkuri verzi, linkuri verzi peste linkuri verzi. Antrenor, o luăm pe Vitor Ferreira. A, a fost. Deci am făcut 192 și 193. Probabil ultimele mele drafturi la FIFA 22. Ce joc cu sistemul ăsta de chem erau parcă mai frumoase drafturile astea. Era frumos cu sistemul ăsta și puteai face foarte ușor și full. Da, o să sărim la FIFA 23. Ia să intrăm. N-am primit niciun mesaj legat de Ultimate Team aici. La FIFA 23. Dar aici am doar 10 catre. Să vedem cum face rost de coins. Uh, pare că la 23 mă rămân serverele deschise Dar rămâne ultimul FIFA cu servere deschise Squadul meu aici uh, Mai slăbuți puțin, nu știu, 23 n-a fost o ediție de succes pentru mine Poate am niște pachete 3 de bol, că mai am nevoie de 5 ca să fac un draft aici Da, sunt 3 de pachetele Deci de un draft avem Culmea, închid serverul la 22 dar nu și la 23 Dar aici nu mai am coes deloc, acolo aveam 700 ceva de mii Era rupere și mai scriem încă un gol pe care ne duce la 15K Și de aici se ridică reflectoarele și cred că e workout ăsta O, oh, ce de me, francez A, oh, e Kante Nu cred, mă, Kante 89 Băi, ce drept a dispărut Kante așa din perspectiva fotbalului european Du-te, frate Îl dă pe Kante din pec Nu prea mă așteptam la asta Trebuia să ne pe market ce puteam să cumpărăm la FIFA 22 A, ah, da era până în 20 de cabai, oricum îi dăm cu Excel. E bine că luăm 10.000 din pec-ul ăsta Deci mai avem de încă unul, cândva Înainte să se chide serverele de tot Ultimul draft la FIFA Ia să vedem Online draft este blocat, clar Facem la single player Cu 15.000, ia să vedem, draft la FIFA 23, am și uitat cum erau La câte am făcut la FC 24 o wow. 4-2-3-1, 4-2-2-2 Bine, am tot mers cu sistemele astea în centru O să mergem cu un 4-2-2-2 Doi atacanti trebuie să meargă. Cine vine de aici? Fernando Torres. mamă, Torres avea variantă Trophy Titans. Ris James pe bară mai degrabă decât un Torres de 86. Ris avea top-poziție, nu? Și aici ne-am întors la chemul nostru. Ăla cu 33. O oh, rush! Fernando Torres! E altceva! Um, erau două variante Trophy Titans. Asta e cu trofeul Champions League. Uite că erau uh, World Cup Heroes. Aici unde a rupt Turbo Arabu Da, păi, o să luăm pe Fernando Torres Cu siguranță ne Aștept și la Chem și la toate alea Lewandowski de Barcelona Cristiano La cardul de la Manchester United du și Ghiucherești cu celebrarea lui Bane Dubioasă o celebrare, sincer să fiu Nu o să-mi placă niciodată, nu știu ce am vrut să facă neapărat Iată, Turbo Arabu, mă, cochelerei lui 99 pe scut am alergat cu băiatul ăsta Like dacă și tu ai alergat cu băiatul ăsta Este Joe dar petit acolo foarte șmecher Shape shifter pe cam Aveau mai multe posturi aici rămân și right winger Nu știu dacă se updatau, nu cred, cred că asta a fost la FC24 Pe cam stânga Brunito Nu și pe Bruno ah, da, Dar beleaua e că Mamă, leva Bruno, nu primesc de la icani. Era mult mai gros să faci chemo aici. Chesie, o oh, Barcelona, forță, rău de tot. Futis. Mai au Relian, Ciuameni, Șmecher și el, dar... Uh, clar, asta e primul în Futis, Chesie. Era level up, amenii. Primul Futis, cred că are și mai mult chem de la sine, că el are full chem direct, deci... Uh, era top rău futis și aici. Uite-l pe Artean, mă! Du-te, frate! Artean, când avea și noi toți român? Uh, Andrei Artean de la Faru Constanța. Să luăm Mare să luăm pe aturi? O să luăm pe artean că e românul nostru de încolo Cum să nu? Cel mai bun cică din acest sezon Bine, a fost farul campioană și a primit jucătorul sezonului Tot Florinel Coman cred că a fost cel mai bun și atunci Dani Carvajal, aur și el 96 Avem 2 de 96 Pe artean cumva o să-l scoatem din primul 11 Dar mă bucur că e în cadrul echipei Diaș Portughez, ar da bine Dar poate scoatem pe Bruno putem pe David Alaba, ne aștept și el destul de tare. De ea, și ar fi greu de introdus acolo, poate să ne duce spre La Liga, nu-mi dau seama. Poate am făcut o alegere cam proastă. Vidici. Dar nu dă chem, frate. Nici Lucio. Asta e, luăm și pe Vidici. Era bine ca ai, că ni să-i dea și lui Bruno, are și el nevoie. Cap de vila tot La Liga, ești Fernando Hierro. Ok, o să alegem și pe Fernando Hierro Practic trebuie să-i scoatem pe Bruno și Artean Să fim în uh, 33 de puncte În poartă fiind Remiro de asemenea Deci avem nevoie de un CDM și de un cam N-ar fi imposibil Gânduzi Sancho Mamă Teles Gânduzi francez Îi dă petit puțin Nu știu dacă l maxim Sancho e și el tot așa englez Nu e, nu e chiar buboială dar asta e, măcar Sancho are niște puncte în plus de rating. Bă, dă din la Liga ceva. Hai mă, că nu ne lasă așa. Musiala e german. Uite și pe Niciuli, du-te, frate. Nu știu dacă așa este citește numele, mereu l-am greșit. Niciuli, habar n -am. Dar ele, portalul șef și ăsta a fost după ce a câștigat cupa. Că a apărat, a apărat acolo foarte bine. Ok, luăm pe Musiala. Nu mai putem să luăm alți jucători din prima liga. Asta e, pare rău. Center forward Corea. O campus. O campus. Degeaba. Mamă, nu o să facem full-ul. Pacheta. De la West Ham. Gerhard. Pacheta nici el nu e de ce trebuie. Schlotterbeck Foden. Foden e și el card de mondial. Schlotterbeck poate îl ajută pe Musiala. Cât un punct fiecare, poate... Dacă mai vin din Bundesliga niște jucători, Wow, Landon Donovan. Dar oare puteam să-l punem pe cam? Nici nu mai, nu mai țin minte. O să ne riscăm și o să vedem. Ia. Nu, n-avea, n-avea deloc acolo. Asta era prostia de la ediția asta. Probabil cel mai uh, prost calibrat draft era la FIFA 23. Ăsta a fost. N-avea sens. O, oh, îl dă pe Philips. Albu, du-te, bă, frate. Albu și el. Cartean. Philips e, e bine. Trebuie să mai luăm, frate. Ah, se putea mai bine. O să luăm pe Calvin Phillips Dacă luam pe Dia rupeam Dar nu m-am gândit la chestia asta Să și Phillips cât un punct 29 avem Nu cred că mai avem ce să-i facem Palverde, verde, Talisca Talisca, brazilian Al Nasr, nicio șansă Enzo nu intră, Palinia poate să intre Dar tot așa, e doar portughez Pe chestia nu-l scoatem Ne asumăm era greu să faci full aici. Da, din start -o, am ales 4 -2, 2 2 Foarte complicat să ne iasă. Niciunii nu poate intra pe left back. <laughs> Rupere. Nu ca Vasquez. Și nu cred că e vreun CB care să salveze situație. Avem Dinie. Mazraoui, Jordi Alba. Mazraoui cu Musiala și Schlotterbeck. Nu cred că sunt un plus. Hai să luăm Matip să vedem ce se întâmplă. Poate cu Matip. Matip are un singur punct. Da, nu merge. Dar să-l punem poate și pe pacheta. Ia. Yeah. Poate dacă e portarul de Premier League și un antrenor de Premier League. Salvarea. Tătărușanu. <laughs> e David Raia, îmi pare rău, tătă. Tătărușanu Milan. Cel mai nostalgic draft a fost ăsta. Pentru România. Incredibil. Alegem David Raya, îmi pare rău, tătă. Și cu antrenor de Premier League avem full chem. Doar să avem puțin o șansă. Hai mă, nu ne lăsa așa. E păcat. De mine, e acolo. Ia, 92 rating. Și ca într -o ori de Premier League, fără hai vino. Hagi, nu se poate, bă, a de Premier League. Și Gică, Iral, erau Hagi, Tătărușanu, Albu, Artean. Extraordinar, doamne, nu cred. Uite, mă, am făcut full-ul. Îmi pare rău să nu iau pe Gică, dar a picat din pec la... 10-24, avem cariera cu Hagi, urmăriți-o, rulează. Și iată că am reușit să facem și draftul în full, footies, peste footies, 125-ul. Parcă te gândești că se putea puțin mai bine, dar merge. Hai că echipa asta a ieșit cumva. Dacă am scoate un jucător de acolo, n-avem, da, deci pierdem o grămadă. I-am băgat pe ăștia de prem și a funcționat cumva, dar... Da, ciudat că pe Donovan, spre exemplu, nu poți să-l pui pe cam. Hai că nu, nu le dă chem, era stupid rău sistemul, l-au greșit maxim. E bine că l-au uh, refăcut cum trebuie, l-au upgradat. Dar asta a fost echipa noastră de aici. Da, retro drafturi la 22, 23. Uh, clar, ultima dată când facem retro drafturi la mai multe ediții, ca la 22 se închid serverele. O să mai facem ultima dată și la 23. Când uh, l lor închid de aici, dar nu cred că mai e foarte mult timp. Probabil sunt nevoiți să o facă pentru că au pierdut licența, altfel sigur ar fi ținut măcar la 22 serverele. Sper că v-au plăcut aceste retro drafturi, ne-am întors puțin în timp, mie îmi place mereu când se întâmplă chestia asta. Dacă v-a plăcut acest video, hai cu un like acolo să facem și noi cât mai multe. Cam atât de data asta. Pa, pa!